Facturile la gaz ar putea crește progresiv de la 1 iulie cu 15-16% și ar putea ajunge să fie și cu 25% mai mari la iarnă, spune ministrul energiei Virgil Popescu. Acesta a explicat pentru un post de televiziune că liberalizarea de anul trecut a pieței gazului a fost făcută de la un preț mic pentru că ne aflăm în plină pandemie. Cu alte cuvinte, nu a existat o cerere mare, iar acum lucrurile revin la ceea ce știam de dinaintea crizei sanitare. Tarifele vor fi mai ceva ca în 2019. Prețul gazului la 1 iulie, eu cred că ajunge la nivelul prețul gazului din 2019. Am auzit de tarife, dar încă nu am văzut tarife, am auzit de scumpiri de 15-16% până la sfârșitul anului. Ministrul Energiei Virgil Popescu estimează că facturile populației vor crește anul acesta substanțial, după ce anul trecut tarifele au scăzut pe fondul cererii mici generate de pandemie. Ministrul nu a exclus și posibilitatea ca facturile la gaze să fie mai mari, chiar și cu 25% la iarnă. E scumpire mai mult decât ajunge prețul un pic mai mult decât în 2019, ar trebui să ne uităm exact pe prețurile de vânzare. Și adevărat că e un fenomen foarte ciudat, în această vară prețul gazului nu a scăzut față de cum era, ar fi normal din punct de vedere sezonier. Ba din contră s-a menținut la o valoare destul de mare, tocmai din cauza creșterii foarte mari a consumului. După mine ar trebui să nu existe scumpiri. Partea bună este că ministrul energiei se așteaptă ca atunci când va exista o scădere a prețului gazului în cotații, aceasta să se regăsească în tarifele practicate de furnizori, iar mai departe în facturile românilor.